Vrei să fii la curent cu ce se întâmplă în județul Gorj, care sunt problemele și cu ce soluții vin cei care ne conduc? Sunt Daniela Gapșa și vă invit sâmbătă și duminică la Agenda Zilei, începând cu ora 11. Timp de o oră aducem în fața dumneavoastră invitați de la care aflați principalele probleme din județul nostru. Totul la Agenda Zilei. Găsim, domnilor și domnule, ediția emisiunii de astăzi, Agenda Zilei. Ne aflăm în comuna Turgura, realizăm un interviu cu domnul primar Ion Bârcă. Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua, bine ați venit! Spuneți-ne, după aprobarea bugetului, care ar fi principalele investiții la care se lucrează în comuna anul acesta, ce v-ați propus și ați creionat? Pentru ce vă ajung bănuții? După creionarea bugetului, pe buget local, acum, ca și multe lucruri, avem niște cote de cofinanțare la multe investiții care le avem în derulare și se termină anul acesta. Anul acesta, nu știu, că este o situație mai dificilă vis-a-vis de această rețea de canalizare. Banul e una, banul e alantă. Ăștia sunt lucrurile care mi le spune constructorul zi de zi, care anul acesta trebuie să dea în funcțiune cei 25 de kilometri de canalizare. Asta ar fi prioritar numărul 1. Numărul încă tot așa un loc tot în față ar fi o investiție pe Anghel Salini, care este acel proiect care l-am mai avut odată aprobat și totodată cu venirea guvernului PNL la guvernare au pe fondul de dezvoltare local care se dădeau acei bani, am avut proiectul de aprobat, ba l-am și licitat, a fost și licitație, a fost toate pentru asfaltarea tuturor drumurilor. Comuna Turbura are cu toate ulicioarele are 35 de kilometri. Aș mai avea 7 kilometri și reușesc toate ulițele satului comunei Turbura să fie asfaltate. Un lucru care cred că multă lume știu destul de care își face o poză cum era comuna, știe, acum, atunci și cum este acum. Și multe lucruri care după aceea încercăm să facem tot pentru cetățenii comunei Turbura, vis-a-vis să facem o capelă tot pe buget local pentru cei de la Poiana, din satul Poiana, încă o capelă din cei de la Șipot. În rest, celelalte locașuri de cult sunt aranjate, sunt destul de bine pregătite, sunt mochetate, căldură în ele. A fost și chestia aceasta cu energia, cu gazele, cu totul. Am încercat să ținem pieptul la toate aceste plăți care vin și m-a ajutat și bisericile să-și poată să-și plătească, să nu ca oamenii să ducă, că vedeți că până la ultima numă Dumnezeu, acum toată lumea ne gândim acolo ca să-i dea să lumineze odată și pe omul acela care omoară la oameni toată ziua, pe acel nenorocit criminal Putin, care să președintele Rusiei, că iată ce se întâmplă, acest dictator ce poate să facă în lume și ce dezastru se întâmplă. Am înțeles, deci rețea de canalizare, spuneați de asfaltarea drumului. Terminăm sala de sport. Astăzi am vorbit și cu constructorul, înainte de a veni dumneavoastră aici, am avut o discuție și cu constructorul de la sala de sport și el îngreunează, și la el e un greu că nu are mână de lucru, zice că au cam plecat oamenii și nu găsește muncitori. I-am spus că au mers cu ea aproape 70% și trebuie niște oameni sudori, niște specialiști care au dau meserii, ca și sudori, fierari betoniști, cei mai trebuie aceia și i-am zis că să încerc să găsim și pe aici, prin localitate, să îi angajeze și să putem să terminăm și această sală de sport care este aproape în proporție de 70% este construită. Căminul cultural, să zicem, una peste altă, cred că mai mult de o lună jumate și este, va fi finalizat, constructorul merge extraordinar de bine. În mare parte, cam lucrurile sunt destul de bine puse la punct. Școlile sunt bine puse la punct. Da, sala de sport când ar trebui finalizată? Păi anul acesta și sala de sport, prin prin luna august-septembrie trebuie finalizată. Mult, mult, nu mai este de muncă la ea. Atât trebuie să-i dăm drumul să începem să muncim la ea. Canalizare, niște interioare. Mare lucru nu mai e de muncă la această sală de sport. E
Da, totuși mai este. De realizarea unei capele, domnule primar, suntem la începutul lunii martie. Probabil va începe curățenia de primăvară, apoi vor fi pregătite bisericile pentru Sfintele Sărbători de Paști. Mi-a fost să chiar v-ați ocupat de bisericile din comuna Turbura. Păi, în primul rând trebuie să ne... Sunt cetățenii comunei Turburea, care sunt oameni credincioși și oameni care le populează și, până la ultima, cred că ăsta e rolul administrației locale, să fie alături de oameni și de locașurile de cult și, până la ultima, trebuie să avem credință în Bunul Dumnezeu, că cred că asta ne-a mai rămas, să avem încredere acolo sus, că restul celelalte le facem. Există, dacă nu ai sănătate, dacă nu ai... Da, am o colaborare extraordinar de bună, vom face și o mănăstire, se va face și o mănăstire, este un sponsor care va veni să facă această mănăstire pe banii dumnealui, o să-i dăm și noi o mână de ajutor ca și instituție, pentru că e normal, dacă se face o mănăstire în localitatea pe care o reprezinți și tu să stai cu spatele, nu se face treaba asta. Acolo unde este Castelul Roșianilor, acolo se va face mănăstirea, puțin mai sus. Da. Puțin mai sus, iar unde Castelul Roșianilor, prin ajutorul Consiliului Județean și domnului președinte Cosmin Popescu, vom reuși și acel castel să-l renovăm de la zero cu totul. E un lucru, cred că unul din lucrurile care tot le visam odată, că vom face și acel castel. Lucru care pe buget local niciodată nu cred că reușim să-l facem. Pentru schimbarea tuturor lămpilor stradale ale de iluminat public, este un proiect care pe fonduri europene și cred că va fi accesibil și vom reuși și cu acel proiect să îl ducem să... Sunt aproape 800 de lămpi de se vor schimba. Anul acesta, numai să ne ajute Dumnezeu, să nu se întâmple ce se întâmplă acum, să nu fie o altă... Da, cum vedeți situația aceasta? Situația vis-a-vis de acest război. Da, o situație groaznică. După pandemie, iată că oamenii sunt încercați de alte lucruri, de război. Iată că românii au devoit-o încă o dată. Sunt creștini ortodoxi, sunt oameni cu suflet și iată cât de primitori suntem vis-a-vis de acești oameni. Și noi aici, la rând, în localitatea noastră, preanantul mitropolit al Olteniei a spus la toate bisericile să primească și ei diferite lucruri care le duc oamenii pentru acel ajutor și noi la rândul primăriei vom face să strângem, o să încerc cu toți privatizații. Am tot stat de vorbă în mare parte cu ei și care acum cum îl ține pe om buzunarul și cum se simte. Poate... Da. Și aș cam vrea sâmbătă sau duminică să ne ducem și noi să vedem în ce zonă dau pe la primari telefon din zonele unde sunt aproape de granițe și vom încerca să ducem și noi o mână de ajutor. Ce se poate? Alimente, lucruri? Alimente, lucruri. Chiar suntem disponibili și avem și 30 de camere care putem să... încălzite, cu paturi, cu totul. Deci și puteți chiar să găzduiți oameni. Și putem să găzduim, să zicem așa, na, până la 100 de persoane, cred că bine, și mai mult, dacă e nevoie și mai mult, dar 100 de persoane adică decent. Și sunt oameni care în comuna Tulbura care ar destul de primitori. Vă gândeați că oamenii, după ce au trecut prin pandemie, să treacă acum prin război? Nimeni nu se gândea la așa ceva. Uitați-vă un om, până la ultima, vedeți ce înseamnă și această dictatură. Eu am o vârstă, am 58 de ani și am trecut, mulțumesc, și știu și cu Partidul Comunist cum era, că era extraordinar de greu. Că dacă îi spun cineva că, nu știu, un of al meu după Revoluție, să candidez la funcția de președinte de cooperație, ca să desfințez acel gard, toată lumea știe cum era la brutărie și aveam o brutărie aici în comună și era un gard când te duceai și dai camilogul la poartă și să se dea un sfert de pâine. Și dacă îi convenea aceluia care era președinte de cooperație, că se dea acolo în ușă și dacă îi convenea de tine, îți dădea sfertul ăla de pâine, dacă nu, nu. Iată că chiar am simțit nevoie atunci când am luat președinte de cooperație, am și rupt gardul acolo la brutărie, la șipot, să știu toți oamenii, că am desfințat gardul din față, imediat, după Revoluție. Eu am fost unul din oamenii care am la Revoluție și eram la restaurant, până Revoluție am lucrat în comerț. Și
la Revoluție și mergea destul de bine. Că aveam servici și eu și nevastă mea. Era altceva. Am avut curajul și m-am dus în primărie și am dat afară primarul care era atunci pe timpul în 89. Am fost unul din oameni care am trimis primarul la acasă. 3 oameni am fost. Și am avut curajul să-l trimit acasă. Și când am văzut după aceea că în Turbure nu se face nimic, am și candidat la funcția de primar al comunei Turbure, că au trecut mulți pe aici prin această funcție de primar, nimic n-au făcut. Atât puneau balastru pe drumul ăla pe din Ial, pe drumul ăla secundar care este asfaltat de la Turburea de sus până la Spahi și toată lumea știe cum era. Când ploua, era apa de 20 de centimetri, o jumătate de metru, pe nu mă bălci, nu puteai să treci pe acolo. Și când era, iată că acum este asfaltat acel drum, este și rețea de canalizare și eu zic că lucrurile s-au îndreptat extraordinar de bine și mi-am dat silința. Că vorbim de centru de permanență, că există centru care omul este garantat în fiecare zi, avem medic non-stop. Că sunt medicii de familie ziua și după aceea noaptea, de la ora 3 și până dimineața, sunt medici la centru de permanență. Avem și un ACD-ul care medicii se deplasează la fiecare cetățean la poartă când este un lucru grav de nu poate să vie la centru de permanență. Iată că ăștia sunt lucrurile care sunt făcute. Da, liceu, școală, grădiniță, biserici, drumuri asfaltate, rețea de gaze naturale, canalizare, apă potabilă. Vorbeați la începutul emisiunii de ceva probleme la rețeaua de canalizare, mai exact? La rețeaua de canalizare ce mai este? Mai este de dat drumul la lucrurile toate, le-a adus pompe, tot. Mai e demontat acele pompe, constructorul, să-și facă o împrejmuire și legarea la curent. Mare lucru nu mai există. Anumite lucruri, că de-aia și constructorul, vedeți că și constructorii își fac lucrările până la un anumit, ajunge așa cu ele până la 70% și cu tot, se mută în altă parte. Eu îi înțeleg că trebuie să aibă și ei continuitate. Știți că au oameni angajați, mai ales cel puțin cu canalizarea, aproape are 200 de oameni angajați. El trebuie să la trec 30 de zile trec avântul și întind mâinile oamenii pentru salariu și e greu să le dai salariu și de aia își găsește și el în continuu pe lucru, dar el trebuie să ne înțeleagă și pe noi că trebuie să-și rezolve situația de la Turbura, să-și dea în primire această canalizare și după aceea să ducă și la alte lucrări. Am înțeles. Cu ce alte probleme v-ați confruntat în perioada aceasta? La emisiunea trecută ne spuneați de facturile foarte mari care v-au venit. Ce alte probleme? Și să zicem, facturile, acum am început să ne chipzuim și noi să vedem că nu ne mai permitem așa din cum ne permiteam înainte și nu avem decât atâta pe bănuțul ăla care îl avem aici să ne chipzuim și să ne facem. Pe vară să punem centrală pe lemne aici la primărie, să încercăm cu panouri fotovoltaice să reușim cu iluminatul public, să reușim cu punerea panourilor de fotovoltaice să anihilăm cât de cât iluminatul public și dacă reușim cu iluminatul public, după aceea iar este un plus câștig. Da, așa este. Alte probleme nu s-au întâmplat, nu? Nu. Nu avem probleme. Colectarea gunoiului, avem un om cu suflet care chiar un om extraordinar de bun de la Severin, o firmă, o societate prin care ne-a înțeles destul de bine, ne-au dat oamenii și 100.000 de saci prin care îi dăm la oameni să-l deie selectiv și cetățenii care îl dau selectiv nu plătesc niciun leu. Îl luăm noi gratis gunoi. Totodată și noi îl ducem acolo tot gratis, dar cu transportul nostru. Dar, vedeți, prin achiziționarea utilajelor care le avem acum la ora actuală, ne-a slăbit și pe noi să nu mai plătim la oameni care transportă gunoiul la Severin sau unde îl duceai, la Polarii sau peste tot. Un lucru bun. Și oamenii, să zic așa, aproape 50% din cetățenii comunei Turburea au înțeles să deie gunoiul selectiv. Decât să mai dai bani, mare lucru, să pui sticla la sticlă, cartonul la carton. Da, pentru unii este dificil, din păcate, încă este dificil, va trebui să facă treaba aceasta. Dar și eu cred că este un lucru extraordinar de bun, că te duci la poartă la om și iei acei saci și deci pe tine nu te interesează, adică să mai dai și bani. Până la ultima, noi tot ne-am gândit, că, încă o dată, mă repet, cred că ăsta e rolul administrației publice,
să fie alături de cetățean. Iar impozitele întotdeauna. Ne-am gândit ca impozitele să fie cât mai mici, că degeaba pui impozitul mare și dacă acei oameni care nu ți-au dat banii, dai cu sabia tot în aia care îți dau banii. Și ne-am gândit să fie cât de cât accesibil așa. Am înțeles. Mulțumim mult de tot pentru toate aceste amănunte. Și eu vă mulțumesc dumneavoastră. Ziceam la finalul emisiunii, am păstrat subiectul acesta să vorbim și de ceva frumos. De 8 martie organizați ceva în comună, la școli? Acum, de 1 martie am fost și am făcut așa o convenție cu copiii toți din școală. Noi avem aproape 600 de elevi și am făcut o convenție cu ei. M-am dus cu o floare și câte o ciocolată. Și am zis așa, ciocolata le-o dau lor prin faptul că mă ajută pe mine să dea mămicilor lor câte o floare. Pentru că era extraordinar de greu să te duci să pătrunzi toată comuna. După aceea am încercat cu cei de la poliția locală, prin anumite locuri pe unde vedeam oameni că sunt doamne, domnișoare, să le dăm câte o floare, să le oferim câte o floare și să le urăm o primăvară frumoasă. Iar de 1 martie aș fi vrut să facem ceva cum făceam înainte. În acea cantină să chemăm 400-500 de oameni acolo, că de fiecare dată chemam și soții doamnelor, pentru că știți că pe 9 e ziua bărbatului. Și am zis să le marcăm pe amândouă. Dar problema este, datorită faptului ce se întâmplă acum în Europa noastră, cu acest război, m-am gândit că poate ăsta e cadou tuturor oamenilor din Turburea, banii aia de investim pentru acea, trecem cu vederea, o să încerc să dăm cât un mic cadou, cât o ciocolată, cât o floare iarăși de 1 martie la doamne și domnișoare, iar banii care trebuia să investim pentru masă și cu tot, să-i ducem acolo la oamenii aceia. Fericită frumos gestul dumneavoastră. Cred că mai mult se vor bucura și vor aprecia și doamnele și domnișoarele din comuna Turburea gestul dumneavoastră. Păi cred că suntem oameni cu suflet. Și da, imaginile pe care le vedem în fiecare zi la televiziunile naționale de acolo din Ucraina sunt așa, sunt dureroase, sunt groaznice. Da, extraordinar de groaznice. Mulțumim mult de tot, multă baftă cu investițiile dumneavoastră, Doamne ajută să fim sănătoși. Mulțumim mult, punem punct aici ediției de astăzi a emisiunii Agenda Zilei. Așadar ați urmărit, doamnelor și domnilor, un interviu cu primarul comunei Turbula, domnul Ion Bârcă. Eu sunt Daniela Gapșa, vă mulțumim pentru atenție. Vrei să fii la curent cu ce se întâmplă în județul Gorj, care sunt problemele și cu ce soluții vin cei care ne conduc? Sunt Daniela Gapșa și vă invit sâmbătă și duminică la Agenda Zilei, începând cu ora 11. Timp de o oră aducem în fața dumneavoastră invitați de la care aflați principalele probleme din județul nostru. Totul la Agenda Zilei.